care poziția individului privită singularitatea, dar și istoricitatea lui devine fundamentală și mă apropiu de zona care mă interesează pe mine, când nu mai suntem în decodificare, v-am spus, când auziți Cămilă, vedeți o Cămilă, ci suntem în interpretare, fiecare dintre noi devine responsabil pentru interpretarea pe care o dă. Subiectivitatea capătă brusc o importanță extraordinară. Trec foarte repede peste ideea asta. Apropo de ideea de interpretare, aveți aici o listă de vreau și eu să izbesc cu niște nume din astea grele de savanți, începând de la Kant, care de cei drept nu se gândea chiar la treaba asta, dar pe urmă Vico, Humboldt, Schleiermacher, Dirthey, Cassirer, Gadamer, Heidegger și Ricoeur sunt toți savanți fundamentali care introduc în discuție următoarea problemă la care vreau să ajung și eu. Pe lângă științele care studiază realitatea și epistemologia lor obiectivistă, matematică și așa mai departe, există științe care studiază obiectele interacțiunii umane sau semnele sau cultura și aceste științe lucrează cu totul și cu totul alte metodologii și cu totul și cu totul alte principii, principala idee fiind următoare. Reabilitarea conceptului de prejudecată. În domeniul cultural, uman sau semiotic, fiecare participant la interacțiune este din sat situat într-o anumită poziție. Deontologia științelor culturii solicită pur și simplu cercetătorului sau savantului să-și declare apartenența ideologică și punctul de plecare. Încă o dată vă spun, uitați-vă aici. În discuția de astăzi, îmi asum, din punctul de vedere al științelor culturii, care nu reclamă obiectivitate, ci reclamă o declarare prealabilă și deschisă, în sensul în care nu spun, nimeni în științele culturii nu poate să spune aceasta este poziția mea actuală și nu o să o schimb niciodată, indiferent ce se întâmplă. Pentru că am nebunit cu toții. În științele culturii se spune aceasta este poziția mea actuală, voi încerca să o ilustrez de aici înainte, dacă reușiți să mă convingeți că este altfel, cu atât mai bine. Mă duc la punctul 2 și dat fiindcă